dimineață! Harry Potterii și prietenii lor au deschis seara în forță. Copiii din corul Butterfly Band nu cunosc imposibilul. Pentru ei, totul e magie. Pentru ei, bagheta dirijorului nu e doar un băț de cumințit notele. E bagheta care adună ca prin farmec într-un singur glas. Ce scurt aș mai fi vrut. Mi-a plăcut. Mai venim? Andy! E clar că ei cântă bine, ce să mai... Mi-a plăcut, am auzit pe mai multe voci. Frumos. Și s-au și distrat. Auzi, nu e prea târziu pentru voi, nu? Nu, e de unde, că ei de-abia de aici încolo pleacă la o petrecere, Andra. Seară, mâine-i sâmbătă, n-au școală. Păi, bineînțeles, abia acum urmează distracția cea mai mare. Voi nu știți. Nu, azi este vineri, mâine-i sâmbătă, voi nu știți asta. Mâine e luni. Astăzi este vineri, mâine e sâmbătă, nu mergeți la școală. Două secunde, tu fă un pas mai în față, puțin, da, așa, fii atent. Atenție la față. Eu mai zic încă o dată că e vineri și tu faci cu ochii, cum ai făcut mai înainte. I-ai plimbat așa când ți-a zis eu că e vineri. Ia uite. Îmi place. Eu sunt mare fan privirea de sniper. Așa se cheamă asta, privirea de sniper. Ca să știi tu. Arătați atât de bine împreună în corul ăsta, încât într-adevăr creați senzația aia de scenă de film. Evident, muzica ajută foarte mult și mă uitam la fețele voastre că fiecare dintre voi s-ar potrivi în film, în Harry Potter. De ce plângi? De ce ești tristă? Tu plângi de fericire? Plâng de emoții. De emoții. De la emoții. Ia dați-i un grup hack, hai toată lumea, îmbrățișați-o ca să-i tracă emoțiile. E imposibil. În aroganța lui face uneori copiii să plângă, doar că nu știe cu cine se pune. Micii vrăjitori au cântat chiar și pentru papa de la Roma când sanctitatea sa a venit la București. Și s-au descurcat admirabil, pentru că ei, copiii, încă știu că orice e posibil. Hai că nu mai ai cum să mai ai emoții, hai, pune zâmbetul pe față. Urmează momentul votului, acum e cel mai important. Sigur. Andra. Aveți un dat de la mine. Dragoș, nu se poate să plecați de aici fără un dat din partea mea. Andy Moisescu. Așa este, are dreptate, Dragoș, un dat și de la mine. Pentru 4 de da, eu număr până la 3 și toată lumea face privirea sniper. Vreau să văd. Ochii mari. 1, 2, 3 și ia să văd. Aveți 4 de da și ne revedem curând la România Talent. Bravo! Vă mulțumim!